Păi cum poți să sună la RXF ca să-mi facă aia mie preț? Când poate să mă sună ei, că promotorii, suntem și noi sportivi. Organizatorii caută sportivii, nu sportivii pe organizatori. Bine, îți mai spun acum un secret. Cei de la RXF nu au vrut meciul lui Purici, a insistat Bebino. Și mă abțin. Am înțeles. Rămâi să-mi dai o masă. Așa au făcut și cu mine RXF-ul și cu Fakiru. Dă că să se vorbească despre ei. Știi că am vorbit noi în prima mai multe, stănică. Da, da, nici nu i-a lăsat să mai vorbească, fiindcă le-a spus nici nu trebuie să facă tam-tam două luni ca să bată ei, dăm gala mai repede. Și a pus-o la sfârșitul lui ianuarie, pe 25. Dar ei putea să vorbească cu ei, domne, puneți-o pe, nu știu, pe 10 februarie, 15. Adică avea contactul lor. Eu mai mult decât să-i pun la masă să discute și să ia un accept că îl dorește, mai mult data n-am ce să facă, nu-i gala mea, poate zic, mă refer. Până la urmă, nu cred că se bate nici Bebino, că nu vrea. Ba, Bebino a semnat contractul. Degeaba a semnat contractul ăla la mișto ca să se facă nu, sau de poze. Nu există așa ceva. Nu există. E mare, e frumos. Ascultă-mă, Bebino, astăzi mă întreba. Dacă e arabă aici și uite meci tare, eu cu Purice. Faceți ofertă și venim. Ascultă-mă puțin. Păi dacă ne dă Paris, dacă ne dă câte 2000 de euro, ce faci? Nu, mă refer la băiatul ăla de la Arad. Păi nu, eu mă duc, dar dacă să facă poze cu mine, să dă 2000, mă duc. Uite, poți să te întreb ce bani au dat în gala de la Londra? Da, sincer. Eu? Da. M-am dus peste 15.000. Cu sponsorizări cu tot. Mulțumesc de ea, mulțumesc. Lăsăm sponsorizările. Ce ți-a oferit promoția? Lăsăm sponsorizările. Clar, astea am spus și eu că... 5.000 de lire. 5.000 de lire. Și am luat 6.000 de lire pentru tatuaj pe spate. Asta zic, sponsorizările sunt altceva. Uite, Neveu e în chat. Neveu, cât ai? Poți să-l întreb, că n-ai voie să zic. Ia să întrebăm și noi pe domnul Neveu, dacă s-ar bate, dacă s-ar bate pe 2.000 de euro. Ia dați o distribuire, Neveu ăsta, că am intrat pe contul secundar. Dați o distribuire. Și eu iau... Uite, moderatorul de dincolo, să vedeți dacă ți-e aici. Neveu a luat 30.000. La meciul cu tole iau peste 25.000 de lire. Cu sponsorizări, tati, nu vorbim de sponsorizări. Da, da. Banii care ți-i primești tu sunt oameni care te iubesc și care vor să te sprijine în meciul ăsta, corect? Da, da. Bine. Aia trebuie să înțeleagă și Purice, că și el putea să-și pună sponsor. Da, dar bursa e 9.000 de lire. Doamne ajută, cât la cât mai mult. Doamne ajută. Nu, bursa e 9.000. Dar ce părere aveți cu toții că bebelușul ăsta este, nu știu, este foarte sensibil și a zis el că este foarte căutat și o să aibă agenda încărcată? Am zis și eu, să vedem dacă o să mai fie așa căutat la pârnaie. Asta eu o văd ca pe o realitate. S-a supărat că el de-a ieșit, dar îi ce părere aveți? Adică l-a jignit cu ceva sau... A spus vreo vorbă în locul lui sau vreun adevăr? Purice, tot la mine ajustat. Nu, RXF acceptă sponsor, dar sunt din casino, greșit aici. Da, pari să vedem, dacă cred ăștia tot așa 2-3.000. Venim noi. Băiatul ăla de la Arad care a zis că dă 5.000, văd că s-a făcut că plouă. Venim noi, ai înțeles, venim noi, ne batem într-o dacă sală. Dacă iau și a doua centură acum, îți bag ție o centură în joc. Da, mersi frumos, mersi frumos. Îți bag ca să-ți dau și ție șansa la o centură. Bă, n-am vorbit prost, am vorbit un adevăr. Doar să așa. Ți-l mai caută pe la pârnaie după aia când s-o duce. E un adevăr, nu e... Din partea mea, Doamne, ajută să fie mai mulți. Băi, vă mulțumesc să vă trăiască familia voastră. E un adevăr. Să vorbește urât. S-a vorbit obraznic, s-a dat în mine foarte urât, să vorbește urât. Eu n-am făcut decât o provocare, eu mă bat cu oricine. Stănică, eu când m-am pronunțat, eu acolo rămân. Nu mă dau așa sau așa sau așa. Când am zis, bă, mă bat. Și acum întrebare, dacă tu primeai oferta acum de la RXF, spunea, îți dă 2000, să te bați la ta cu tare. Niciodată. Mai bine pe degeaba. Ce pomânuși de-a mea? Am avut oferta asta, fii atent, hai să zic eu ceva. Un adevăr. Am avut oferta asta, am vorbit cu Fakir într-o seară și mi-a zis, dacă îți dă ăștia 2000 de la RXF, exact ce s-a întâmplat cu Purice. Te bați cu mine? Zic, mai bine ne batem pe degeaba. Dar atunci s-a tăiat tot. Din seara aia s-a tăiat tot. Când am început eu să înjur a doua zi. Da, mă, atunci s-a tăiat tot. Asta mi-a zis și mie. A zis, nu-mi convine. Uite, așa să negociem. A zis, nu, asta e oferta. Vrei bine, nu, la revedere. Uite, așa s-a întâmplat și cu mine, ca să vezi. Eu îmi spun că nu-mi e rușine. Ce ziceți, domnul Stănică, ce spune Neveu acolo? Să-l întreb pe Sebastian Vieru cât i-a dat, dar îmi dai seama că nu, sunt confidenționale alea, nu pot să le spun eu publice, el știe exact cât a luat. E adevărat asta. Bă, încă o dată, am spus, da, m-a aruncat cu vorbe, că câteodată la nervi mai aruncă, am spus da, că nu îi impun sume, dar la modul că la început eu am știut că o să iau undeva la 10-15.000, la asta m-am... Să vară familia mea, dacă nu l-a făcut ăștia pe Bebino, Mike Tyson fără niciun meci.
Hai să vezi că nu o luat calul în primire. Alu, strângem materiale. Alu, strângem materiale să vezi că nu o luat calul în primire. Minte, Machiavelli a zis că el din sponsorizări, atenție, din sponsorizări cu tot ce a luat acolo, 33.000. Dar din sponsorizări, fiindcă a avut sponsori. Da. Păi aia e vrăjeala. Aia e vrăjeala, sponsorii. Da. Da, da, sponsorii te sponsorizează atâta timp cât te iubesc. Haideți să mă tap-tap în forță și la mine. Uite cine o să fie sponsorul meu acum. Mă jur pe cea mai ascuns și cu mâna pe inimă. O să îl tatuez pe spate când urc. Țancă Uraganul, sponsor principal. Da. Da. Bă, bune, nu glumesc. Cezar, ce mai face? Cezar e bine, e pe aici. Eu sunt pe la Manchester. Săptămâna viitoare mă duc pe la Londra să discutăm. Da. Salutăm da. Toți. Asta e, fii atent. Fii atent, nu se bate oamenii puțin. Eu zic de acum că eu sunt trecut de un an și ceva pe aici. Și am mai văzut și în altă parte. Poate să supere oricine. Fii atent, Eric Sefu nu dorește decât să se audă de ei share-uri masive. Pe noi nu ne bagă niciodată. Și fii atent, așa s-a întâmplat și cu Mike. Au dat cu pietre în el și l-au făcut varză. L-au făcut, băi ochelaristule, băi chiorule, băi cutare, băi cutare. Când nu vrea să se lupte cineva cu tine, așa audă, te face bardaf. Și haterii pune botul și crede. Păi l-ați făcut pe ăla mai Tyson fără niciun meci, mă. Unde ați văzut voi? Că l-ați văzut cu mușchi mari? Păi cum știu eu să... Dar am zis, iată ce am zis. Acolo, am auzit, băi Paris, pentru că mi-a schimbat data meciului. Am zis, mă bat acum pe 25 ianuarie, dar ne batem cu mânuși de box. Și nu vrea. Ce părere ai? Corect. Am greșit cu ceva? Nu, deloc. Și fii atent, și pe ăsta n-am mai zis nici de bani. Zic, nu, gata, mă, dă-i încolo, abia ai 2000. Nici nu mai, nu vrea niciun bani. Dar ne bate cu mânuși de box. Nu vrea. Auzi? Nu, domne, că eu dă cu mânuși de MMA. Păi ca să nu accepti tu, mă, nebunule. Și fără mânuși, dacă accepti, tu nu se bate. Tu nu înțelegi? Nu mai vă zi Paris așa ceva, Paris. Nu mai zi așa ceva. Lasă, stănică, că ai mai pierdut un pariu acum două zile. Păi nu, că ai zis că nu se bate Purici. Eu știu ce înțelegere aveți noi pe la spate. Nu de Purici am zis că nu se bate. Cine? O, mâncați-a și inima ta, Marius Niculescu. Eu cred că voi doi sunteți pe mână. Și pe Pepino nu o să vedeți în Eric Sef niciodată. Da. Ca să câștigăm pariuri. Ascultă-mă puțin. Mama, Baba Ganda, ia ascultă, glumesc cu tine acum. Ai făcut mare ai făcut dat cu Purice și ai zis, bagă-te acolo să punem pariuri. Aveți o masă asigurată amândoi din partea mea. Te iubesc. Am mai mare plăcere, că vreți vin să ne cunoaștem așa să... Degeaba. Eu să zic că acum la momentul ăsta este viral pe Bebino. Peste o lună, două o să apară altcineva. Și dacă eu nu mă vând ieftin, o să mi se propună la un moment dat să mi se dea și ce mi se cuvine. Nu e problema acum, nu trebuie neapărat să boxăm cu Bebino, că dacă nu e Bebino. Toți ăștia care se zice George Lungu, să intre și George Lungu, care are multe de spus George Lungu. Fiți atenți ce vă spun. Păi n-are cum să intre, că suntem în meci. Nu, mai târziu, că eu am... A, în gazdă, cum faci în gazdă, da. Da. Cum faci în gazdă. Fratele meu, Purice, pe unde treci tu acum? Eu am trecut stobosit. De-aia, de-aia nici n-am sunat. Stănică, știi de ce n-am sunat la RXF, cum a pus pe Băbino să sun? Păi stai așa, mă, eu sunt campion european acum și sun eu la aia să-și bată ei joc de mine, să-mi dai ei bani. Nu, mă, sună ei și fac eu legea mea. Păi și de-aia nu te-a sunat. Păi de-aia nu m-a sunat. Asta păi. E. Pentru că sportivii știe să se uite în contract, fratelo. Da. Ai înțeles? Contractul e același la fiecare. Da. Dar condițiile sunt altfel și îți dai seama că dacă mie nu-mi convine ceva în contract, nu-l semnez. Orice sportiv din lumea asta, în orice gală din lumea asta, fiecare sportiv are bursa lui unică. Decât la piramide sunt bursele aceleași pentru că acolo se pune cine câștigă piramida, ia de exemplu 100.000, atunci e piramidă fixă, dar restul... Marius Niculescu, Dea, Zmeu, Robert și toată lumea care m-a susținut, vă pup. Fiindcă ce-ți spune? Ce spune promoția? Ce aportă mi-aduci tu mie ca și imagine promoției? Și atunci de acolo se pleacă discuții la bani. Adevărat. Uite ce spune Machiavelli. Uite ce spune Machiavelli. El cu Neveu și Paris cu Purice 2-2, să intrați în cușcă. Nu se poate așa ceva. Dacă vrea, mergem împreună și bem un pahar de apă plată, altceva. Noi adevărat. Nu călcăm accelerația unde e slab. Noi apreciem talentul și al lui Machiavelli și al lui Neveu, că au și ei părțile lor bune. Nu putem să ne batem cu ei, că nu. Să dacă e panorama asta de Machiavelli. Nu e frumos. Să ne răspundă Machiavelli cu Neveu dacă s-ar bate pe 2000 de euro, ce-ar face? Dacă li s-ar fi propus 2000 de euro, ce-ar face? Păi da, uite care diferența între Marius tine Niculescu, și... te iubesc.
Pa, vă arăt, e văduva, stai că e fratele lui Neveu. Fii atent ce zic acum. Machiavelli când bagă acolo melodie de aia și cântă el așa la mișto puțin, da. Și la 2000 de euro. Dacă mă rog, dacă nu cântă bine. Mie îmi place cum cântă. Băi, și eu, dacă stau aici pe meciuri de-astea pe TikTok, într-o săptămână fac 2000. Așa la de-astea, eu nu prea am făcut-o, dar nu până am apucat de TikTok. Dar nu ți-aduce TikTok-ul ăsta faima care ți-aduce meciul cu Bebino niciodată în viața asta? Păi meciul cu Bebino, ca să-mi aducă faimă, trebuie să, eu când intru în ring trebuie să-l câștigi 100%. Trebuie să câștig 100%. Dacă nu ți dă retroactiv, te duci la... Dacă eu acum pe 25 ianuarie, având în vedere că nu sunt așa de pregătit, cu mănuși de MMA, unde el se bazează pe forță, eu în meci nu mă bazez doar pe forță. Mă bazez și pe tehnică, sunt și un pic dansator, am mai multe calități în ring, nu am doar forță. Da, ești conștient că ești nesuperior pe stil de box cu el, indiferent de greutate. Da. Pentru a, tot mai pentru a stai mănuși de box, dacă vrea. Dacă nu te bagi tu și fără mănuși. Dacă nu te bagi și fără mănuși. Te bagi, eu mă bag fără mănuși. Pun decât mâna în față și când am făcut două și am dat una peste omăr, pa, s-a închis. Varis, e adevărat ce zici, dar îți trebuie pregătire ca să faci pașii ăia, să faci alea frumoase. Îți trebuie precondiție fizică, e ușor de zis din gură. Dar când ți se taie gazul, poate să spună unul o plasă de bancă. Dacă nu l-am făcut ăștia, Ivan de Hori, fiind fără niciun... Ai înțeles? Și eu dacă îi dați, dacă intru în cu Bebino, nu vreau să-mi zic 100% de să mă fac de râs. Și gata, bine. L-a făcut mai mult, fără nici Paris. Nu am văzut așa ceva. Asta e prostie în România. Nu, au venit foarte multe povestiri. Marius Niculescu, pupateaș la inimioară! Au venit foarte multe discuții din viața privată, unde lumea știe ce s-a făcut pe stradă și de acolo sunt ieși așa cu dorință. Strada știm și noi să mergem pe stradă. Da, domnul Stănică, nicio problemă, lăsați că îmi fac eu RXF-ul meu. Să nu se supere ăștia de la RXF că le fur și o sticla. Îmi fac eu RXF-ul meu. Paris, asta ne facem noi și băgăm numai cu sportivi de ăștia, cu fost sportivi, ai înțeles? Ne facem noi RXF-ul. Păi e adevărat. Eu am dat drumul la generația de box aici în Anglia. Eu am fost primul care am boxat, adică veteranii. Și eu uite acum boxează George Lungu. George Lungu cu Sebe Mugurel. Boxează acum. O grămadă de boxeri vechi. Și pe ăsta, pe Bebino, o să luăm la noi la RXF, o să luăm să ne dea cu mătura pe acolo, în sală, după ce să care brațele mari și după ce să fac meciurile, să ne măture sala frumos, să nu fie mizerie. Vă iubesc, bă, pe toți, în egală măsură, să vă trăiască familia voastră. Ce-ai zis că n-a fost, citeam chat-ul. Zic că o să ne face RXF-ul nostru, cu de ăștia vostru, numai fost sportivi, Doamne. Și pe Bebino o să luăm să ne măture sala, care brațele mari, și să ne măture sala după gale, după asta. Nu m-a jucat cu cuvintele astea. Voi ăștia care zice că mă rupeți, nu? Voi n-ați făcut, băi, Tyson fără niciun meci. Să nu vă invite după aia pe amândoi. Nu, n-are tu pe ăsta. N-are tu pe ăsta. Nu, băi, apărând. Marian Niculescu, te pup Marian Niculescu. Băi, apărând cât o repriză. Stănică. Na. Zic ceva cu mâna pe inimă. Dacă eu nu mă simt bazat, eu nu mă urc în ring niciodată să mă fac dărâs, să mă vadă copiii mei. Fii atent, în primul și în primul rând. Martorul meu Dumnezeu, dacă nu-l bat pe Bebino până să schimbă vreme. Până să schimbă vremea, zi de zi, de-aia nu s-a bătut cu mine. Zi de zi. Dacă mă trezește la 12 noapte din somn, la 12 noapte... Până la urmă, eu cred că cu Paris o să fie meciul. Nu, că nu mă bat cu el pe degeaba, pe 2000, ești nebun. Păi aia e, păi dacă îți dă suma, mai corect. Bine mă bate separat cu el în sală pentru faimă, separat fără să ne vadă nimeni, mă bat eu cu el, decât pe 2000, ești nebun. Da, mă, el nu vrea să mai bată lumea asta, el vrea să revină lumea pe aici unde se șoară. Păi în ring am zis separat, nu pe stradă. Ne luăm un arbitru, îl băgăm în ring și ne batem. Eu n-am nimica cu el, nici eu nu, că i-aș da eu așa vreo două, trei palme, părinte, ăștia e altceva. Nu știe să respecte sportivii de generația de aur și eu n-am care de măsea cu nimeni. Dacă ar ști să vorbească și n-ar vorbi urât... Așa că te bați în Londra, Raul de-a spus așa, el se bate în Anglia pe 500. Cine? Raul Dan a zis. Băi, Raul Dan, cum îți permiți tu să vorbești, mă, când tu ești desene animate, ești măscărici? Ești măscăriciu, RXF-ului, te bați pe 2-3 lei. Cum îți permiți să vorbești așa, mă? Ăla n-a făcut nimic în viața lui și își permite să vorbească cu mine. Dacă mai vorbești și dacă te provoacă ăla, dacă te provoacă Raul Dan, ce faci? Da, dracu, dar ești așa că n-a făcut nimic atâta timp. N-ai văzut că are 3 meciuri, 3 pierdute. Eu n-aș mai apărea. Stai puțin, Paris, stai puțin, auzi ce zice Machiavelli. Că Raul Dan s-a bătut. Și cum ar veni Paris nu s-a bătut. Acum, dați, băi. Acum e mănuși, apăsați pe mănuși și dați. Cum ar veni Paris nu s-a bătut sau ce? S-a bătut de când Raul Dan sau cum? Frate, eu păi stați așa că vedeți acum, mă, ce se întâmplă. Pe mănuși apasă și dă-i cadou.
Hai să fim reali. Mulțumesc, Marius Niculescu, să străiască copiii tăi. Auzi, Paris, stai puțin să vezi ce Machiavelli, că mă interesează să mor eu. Da, domnul Sărin. A zis... Marius Niculescu, pupate și pe inimioară. Nu, dar respect pentru omul, s-a bătut. Adică ține cu Raul Dan. Eu nu te iubesc, să trăiască tot ce iubești tu. A dat, a luat, s-a bătut. Da, s-a bătut. Asta, la asta se referă. Bă, m-a spart Marius Nicule. Gata, Marius, să trăiască copiii tăi, ajunge. Mersi mult, bă. Da. Ce vreau să zic? Păi s-a bătut. Păi stați acum așa. Voi n-ați apucat să vedeți. Stați acum așa să vedeți ce se întâmplă pe 2 martie, mă, derbedeilor. Aici o să vedeți voi valoarea mea reală. Până acum a fost așa, Terchia Berg, am fost și nepregătit, pe bune. Dar acum, acum, pe 2 martie, o să vedeți. Dacă omul s-a aruncat pe jos, asta e vina mea, l-am prins în pateu, stănică, că l-am țisit când a făcut. L-am prins, ai înțeles? Și omul ce a zis, nu mai duc, gata. Că pateul te ia cu întârziere, nu te ia pe loc. Stănică, fii atent, tu știi despre ce vorbesc, mâncați-a sufletul tău. Fii atent, hai să vedeți acum, pe 2 martie, meciul ăsta cu Tolea. Da. Și aici o să-mi vedeți voi adevărata valoare, ce și cum, că n-am băzuit degeaba pe aici. Corect, Tolea e o piatră grea. Chiar dacă are o vârstă... Păi Tolea n-are niciun abandon pierdut, nu? Poftim? Scuză-mă. Tolea n-are niciun abandon pierdut. Nu caut, eu știu că nu are. Știu cariera lui. E, păi n-are, n-are. E, aici o să vedeți voi boxul care e box și curat. Aici aveți ce vedea. Pă bune! Tolea la bază este luptător. El a făcut lupte și lupte pe MMA. L-ai dus pe un stil de box. Doar box curat. Pentru că are sânge în instalație. Tolea are sânge în instalație și pe stradă și oriunde. În orice punct de vedere. Și pentru asta respect Tolea. Te mănânc! Te mănânc! Nu-i normal așa? Da. Mix marțial, nu normal după aia să acorzi de revanșa și pe sportul lui, să vezi dacă și acolo mai faci față? Păi îți dai seama, îți dai seama că după ce se termină meciul ăsta, păi am cel mai tare stat din Anglia. Păi bune, am cel mai tare stat la momentul actual din Anglia. Boxing Academy Marius Niculescu. La momentul de față s-a terminat staful meu și nu m-am vândut și nu mă vând și rămân cu el până la moarte. Nu mai înțeles, n-am zis că nu este. Este normal, că ești sportiv. Vorbesc, ia cor și lui Tolea o revanș pe MMA după aceea? 100%. Toată stima, fiindcă e ușor să bați un băiat care te-a făcut box de performanță toată viața, să-l inviți pe box, să-l bați pe box și după aia trebuie să ieși pe sportul de performanță. Uite cum se bate Pascu. Pascu, dacă s-ar bate cu cineva pe box, automat care avea niște șanse în fața lui. Dacă el a avut sânge în instalație să urce rin pe ce știu eu, eu de ce n-aș avea sânge în instalație să urce pe ce știe el? Aștia e sportivi adevărați, stănică. Tu, Purici, ai făcut un meci cu Bebino și pe MMA și pe box? Păi așa vorbisem, așa vorbisem, că după meciul după MMA, după asta, după box, o să facem și pe unul, nu pe MMA, să dea și cu picioarele. Vă iubesc să vă trăiască familia voastră și mergeți pe mâna mea și aveți încredere în mine, toți la mine din chat aici, aveți încredere în mine, fraților, că nu vă dezamăgește fratele vostru. Și pe 2 martie o să vedeți că n-am lărtat degeaba pe aici și acolo o să vedeți și șmecheria adevărată. Până acum n-ați apucat să vedeți. Eu cam are Pascu undeva la 85. Greu, mă. Mare Pascu, greu. Nu-l compara pe Pascu cu nimeni. Pascu e altceva. E în Liga, e în Liga Champions League Pascu. El joacă la extraterestri, e altceva. Vă iubesc pe toți, bă, care mă respectați și care mă apreciați și vă aștept la gală. Vă aștept pe toți în egală măsură la gală să mă susțineți, că vreau susținerea voastră, că e un meci foarte greu, fratele meu. Tolea are 140 de kg până la urmă urmii. Din banii mei personali. Da, eu nu puteți să spuneți. Dar nu este gala mea, n-am niciun angajament cu nimeni. Eu dacă mâine nu trăiesc din gală. Două secunde. Nu puteți să spuneți că nu aveți absolut niciun interes sau că nu câștigați absolut nimic din lucrurile astea, dacă dumneavoastră, indirect, sunteți oarecum promotorul, să zicem așa, al lui Purice, da? Sunt încă ajutat și pe Meco, cum l-am ajutat pe Meco, l-am ajutat și pe, cum îl cheamă, și pe Raul Dan, l-am ajutat și pe fata aceea, Ruxanda, care a dat în gală. Meciurile care mie mi s-au părut interesante și sportivi care însemnau ceva, le-am făcut un lobby și le-am încercat să-i conving pe cei de acolo că merită să-i primească. Asta da. Dar asta ați câștigat
respectul față la lume, adică nu n-am câștigat nimic, ați câștigat respectul în fața la lume, da? Eu cum ai făcut sport de performanță, am și 16 ani de judo, 6 ani de lot olimpic. Exact, foarte bine. Și felicit, pentru asta dau ceva sportul înapoi, dacă vrei să știi realitatea care este. Nu am nevoie nici de bani în URX, nici de bani în nicio promoție. Am înțeles. Întreabă cu Marian Rusu. Știi ce fac ei? Ei pe noi sportivii, asta mă doare pe mine cel mai rău. Ne ia la mișto, ne dai 2-3 mii de lire sau de pound sau orice și la ăștia care sunt nei ca nimeni, nei ca nimeni a boxat la Obreja, sunt medaliați la Cupa Mijului, ăia ia 10 de mii, 20 de mii sume care... Pentru ce? Da, frate, dar ăia vând, oamenii sunt curioși să-i vadă pe ăia. Marius, se uită pe audiențe, pe cifre de audiență. Am, frate, de la au băgat și pe mărul gagicarul ăla și ăștia. Atât. Fraților, toți care păi uite audiențe, domnul Stădică, suntem la ora 2 noaptea în România și 3500 de oameni. Da, deci eu stau aici cu voi, stau și ascult de foarte mult. Dar îmi face plăcere, domnul Stărică, mai auzim o vorbă. Și atâta, dar nu am încă o dată zic. Eu sunt la ei acolo, lui Bebino, când a semnat cu ei, l-a rugat să nu pronunțe numele meu în emisiune. Eu personal nu doresc ca sportivii de performanță să participe în gala RXF să se facă de râs pentru faptul că ei chiar au muncit pentru numele lor, da? Au făcut sacrificii, au reprezentat România atât intern cât și internațional și să ia 3 lei, să vă fie rușine. Imaginați că sunt sportivi mari care au vrut, de exemplu, de ca și cineva ce a scris în chat, până și Adelin Petrișor, care încă o dată zic e campion mondial și l-a văzut în gală și Mike, și nu l-a primit în gala aici, fiindcă e un băiat care putea să răstorne nu toată gala, o decapita. Și n-a fost primit. Claudiu Bădoi, a vrut să lupte și el aici, dar a zis că pune vreunul botul. N-a pus niciunul la Claudiu Bădoi, care și Claudiu Bădoi, campion mondial. Vorbim pe kickboxing, nu vorbim pe box. Deci nu i-a primit. În RXF mai sunt câțiva sportivi, când sunt câțiva care chiar au făcut și au cochetat cu sportul. Sunt câțiva. Unul dintre ei este Meco. Meco, da. Meco e ce trebuie. Deci am și o întrebare. Meco e showman. Vinde, uite cât are Meco, cât audiență. Da, Meco ca Meco, dar ăsta George George e bun, a făcut sport. A făcut, dar la cine a început? Vă mulțumesc, mă, la toți care îmi dați dreptate, vă mulțumesc la toți. Este la Pitbull. Vă ascult. Te-ai gândit vreodată că oamenii s-au gândit că după meciul ăsta poate să existe și alte consecinții? Nu poate. Nu știu, mă gândesc că sunteți orgolioși, sunteți cap de serie, până la urmă. Nu are ce să fie Elvis. Meciul în sine e o întrecere sportivă, în meci ne batem afară, suntem prieteni. Ascultăm puțin, ei erau afiliați la o federație, vă spun cum se procedează, iar ei, de asta se face gala între ei doi, cu sala închisă și cu casa închisă, adică nu are acces decât pe pay-per-view-urile, fiindcă nu vrea nimeni să scape de sub control orgoliul între ei. Și erau limitați câte persoane vin în sală, adică la ei veneau la el două, la ăla două și atunci... Pentru ce, domnul Stănică, le-e frică, tati, le-e frică, de-aia le-e frică. Eu nu cred că le-e frică, că nu mai le-e nimeni frică în ziua de azi, nu vezi nimeni. Păi uite că lor le-e frică, că nu poate să țină mai multe persoane. Astea sunt niște poze și cam atâta, nu e ca să facă meciul să vândă online. Ei nu mă reglează. Ce batem afară prieteni? Dar ce părere eu, fraților, și ce părere am eu? RXF-ul colaborează cu oamenii care are contract cu ei și îi întreabă, te bați cu ăla? Și ăla dacă refuză, caută alt motiv. Da, sunt niște variante. Fabi, tu te-ai gândit și tu, așa mai un pic logic, deci l-a refuzat pe Purice și poate l-acceptă pe băiatul ăla, pe blondul. Păi mâine sună pe blondul, mâine sună pe blondul să văd dacă acceptă blondul. Exact. De ce, frate? Pentru că băiatul ăla nu l-am văzut bătăul. E destul de bătă și poate să-l bată pe Bilu. Doamne blondul, dacă vă uitați și voi un pic și întrebați băieții, a fost unul din șefii galeriilor Dinamo și a fost chiar Tomadoi la vremea lui. Vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră mai sunteți reprezentant al RXF-ului? Nu. Nu am nicio legătură decât cu Sebastian Vieru, nimic. Deci nu mai sunteți reprezentantul... Nici măcar n-am fost la ultimile galele lor eu, prezent. De pe la gale, când am fost, mi-am plătit biletele. E foarte important, o să vedeți de ce îl întreb. O să mi-am achitat singur biletele la gală când am fost. Bă, doi martire, să intru în gală la Cătării Morșanu cu Purici, eu cu Purici. Cătării Morșanu acum este plecat într-o emisiune Survivor și nu știu ce curăză. Ascultă-mă pe mine, că tu nu ești fraier,
Și nici Bebino nu e fraier, da. Ai înțeles? Voi vă bateți acolo, dar după, știți cum e, că sunteți, ei se gândesc la chestia asta. De-aia ce v-a oferit atât încât să, ca tu să te retragi. Eu așa cred. Mă, eu spun acum așa pe Bebino, dacă Bebino e băiat deștept și ar vrea, aș vrea să mă bag cu el într-o sală de box, să ne batem noi amândoi pe mânuși de box, reguli de box. Și ce bani facem în filmuleț? Să ne vindem noi filmulețul pe YouTube sau pe... Cine ți-l cumpără? Cine ți-l cumpără? Vedem, lumea care vrea să vadă meciul. Elvis, tu vrei să spui că dacă ei se vor bate, asta înseamnă reglări de conturi? Nu. N-are față. Păi n-am nicio discuție eu cu Bebiro. Ne băie cu provocare doar. Vedem, ne bate să vedem care e mai smart doi dintre noi. Dacă te rupți într-o sală și în sala acolo un băiat, cum ați făcut voi aici și public la televizor, se întâmplă că acela să accidenteze sau, Doamne, vrei să face un stop cardiac sau un atac cerebral, ești conștient că te la pușcărie? Este un sparing într-o sală de box. Eu da, mă bat la Dar e nelegal, Purice. Și pățește ceva, nu prea e chiar așa ok. Dacă pățește ceva, e nelegal. Adică antrenamentele la box sunt ilegale? Nu antrenamentele. Când voi vă invitați să faceți amândoi un viola, nu mai... Da. Când el este afiliat la un club și tu la afiliat la un club, ăla e sparing. Îl invit să facem un antrenament împreună. Care e faza? Facem și un sparing. Da, voi știți mai bine, nu mă mai... Am și eu un anunț, suntem 3400 de... Dar putem să luăm și eu de-asta o echipă medicală în caz de ceva. Aia e altă treabă, dar facem niște contracte și altceva. Aici pe TikTok, când vrei să te promovezi sau vrei să faci ceva, tu trebuie să aduci totul ca să vadă lumea. De exemplu, Furice, eu i-am zis, tu trebuie să postezi că te antrenezi, tu trebuie să postezi că ești sănătos, ca lumea să aibă încredere în tine că ești apt pentru bătaie. Nu te mai pune să te duci să faci vizită medicală, că mai ales pe Furice poate l-a văzut că a făcut multe declarații pe altă parte, l-a văzut un pic în prostare, poate, da? Hai să mor aici și dacă Purice nu putea video ăla cu boxează în ring, dacă nu se vedea meciul ăla din ring, Purice boxea în ring. Băi, știți care e treaba, ce mă deranjează? A scris tot până acum la RXF, nu v-a răspuns la niciunul și eu că vă răspund. Și încerc să tai niște căi unde nu vă bag în seama, că pe unii, nu vorbesc la toți, nu vorbesc la general acum, tot eu sunt ăla care stric. Să nu mai scrieți mă niciunul pe un privat. Nu vă mai răspund la niciunul, vorbesc la... Nu la voi, nu la voi, nu la voi, Marce, nu la voi. Nu, da. citești chat-ul aici și toată lumea de în chat văd... Nu, dar chat-ul ar trebui să înțeleagă că domnul Stănică a fost singurul om din România care a ajutat mult sportivii. Mă n-am cum să fiu amenințat niciodată. Mă. Vreau să vă fac și eu o paranteză aici și să vă spun că ne-am tras de la subiectul principal. Vreau să vă zic că cel mai important meci al anului 2024, Paris-Stolea, da? Cu siguranță e un meci foarte tare, nu e un meci, e un meci bun. 2 martie, Road of Glory by Marian Rusu, toată lumea, vă așteptăm un număr cât mai mare și dacă aveți copii, fraților, duceți-i la antrenamente, la sport, bineînțeles, sport, kickbox, orice, de preferat la mine în academie. Uite ce vă spunea, numai deșa care au câte un urmăritor, 2, 3. Nu trebuie să-l luați în seamă, domnule. Mamă, domnule, citești ce-a luat, dacă mergi de bătrâni. Dar de ce nu faci bătrâni așa, măcar ai venit de 20-25 de ani? Când o să mă caute vreun după aici, după asta, o să-i trimit să meargă în cea la Purice să răspund acolo. Am vrut două mesaje care le răspund la fiecare și învăț cum să intre în... Da, bă, care vreți să dați mesaje de acum încolo, vedeți că eu mă ocup de RXF. Ce să vă zic, stăm de vorbă acolo, știți câteva minute așa și ne ocupăm, nu e problemă. Domnul Stănică, simțiți, nu vă supăra, simțiți că m-ați ajutat cu ceva și că v-am jignit cu ceva? Sau? Nu, am simțit că a lăsat chatul să bată câmpii și mă deranjează. Păi, eu am considerat că noi doi am vorbit tot timpul și am vorbit și te-ai văzut că sunt omul faptelor, nu sunt omul. Și ce ar fi trebuit să fac cu chat-ul? Spuneți ce ar fi trebuit. Absolut nimic. Uite, eu nu nimic, dar îmi place că odată spui, bă frate, m-a luat ochii aia până aia, nu că ți-a făcut cineva manevră, nu-i manevră acolo, Purici, nicio manevră. Da, domnul Stănică, a spus-o de câteva ori, am înțeles-o, nu s-a dorit meciul ăsta și cam atâta. S-a gândit ce să-i fac lui nebunul ăsta să nu-i boxeze aici? Puteai să ieși după meciul ăsta cu o audiență și cu notorietate ce n-avea nimeni pe țara asta la ora actuală. Și aici mă opresc eu, asta e părerea mea personală.
Păi dacă mi era și eu plătit, domnul Stănică, mă simțeam și eu respectat și mai ales mi s-a acceptat că s-a schimbat data meciului, mi-acceptă și mie mânuși de box, atunci da, da, așa nu pot să accept toate condițiile. Din punctul meu de vedere să nu se bată nimeni cu Bebino sau Bebino să nu se bată, n-am nimic nici de câștigat, nici de pierdut. Și la Bebino, când a venit la mine, a venit un prieten foarte bun care mi-a zis, poți să vorbești pentru el acolo și am vorbit. Dar era cu Scutarul. M-a sunat și Scutarul și Scutarul a văzut clar că și lui am dat dreptul la replică și i-a rugat pe cei de la RXF să-l sune și să-l bage și pe el în seamă pentru a-i da dreptul să nu cadă într-o postură proastă. Astea cu nu am nimic de câștigat, astea depinde la cine prinde. Eu personal, eu nu cred că nu aveți absolut nimic de câștigat. În primul rând aveți de câștigat respectul oamenilor. În primul rând, dacă faceți ceva, faceți bine ca să se întoarcă bine, nu? Atâta, bine să întoarcă bine. Bine, despre asta, bine să se întoarcă că omul are de toate, are tot ce vrea el. Eu nu știu valoarea, dar stau și îmi place să pierd timpul pe aceasta. E o prostie, da, mai probabil. Dar dacă cred că dacă nu închid... Nu cred că e o prostie. Asta este un microb, pentru că noi sportivii, cei care adevărat au făcut sport de performanță, ei rămân în această... în această branșă, da? Puțin ajută. Da? Băi, mare, alții s-au dus la muncă, alții fac în continuare ceea ce eu zic dreptate. Asta e dreptate, e punctul tău de vedere, nu e dreptatea. Asta e cum o vezi tu, fiecare vede lucrurile altfel. O mână nu sunt toate degetele la fel. Sunt diferite. Dar Marci, că prietenul tău care îți face și gala acolo la Londra, mă știe bine Maria Rosu și știe mai bine și relația mea cu Rexef și relația mea cu Sebastian. Ce crezi mai mult decât data? Chiar el era prieten și cu Sebastian Vieru. Da. Dacă voi îl întrebați pe el personal, o să știți exact realitatea. Eu cred și... Și el face niște eforturi pentru a face promoția asta acolo, nu e așa ușor. Eu cred că dumneavoastră atât cum puteți să-i trecați o secundă. Eu cred că dacă dumneavoastră îi puteți să-i băgați pe sportivi, să zicem, indiferent că este Purice sau că e Paris sau că este Mike, în gala Eriksen, atâta putere aveți, să zic așa, atâta putere aveți să umblați și la preț. Niciodată în viața asta. Eu nu iau contact cu cei de la Las Vegas. Adică să le zici, bă, tu n-ai cum să-i dai lui ăsta, pentru că e sportiv, a făcut și el atâția ani, n-avem cum să ne batem joc de ei, tati. Da, a avut o bursă mai mică Paris și eu am încercat să fie... Paris a avut bursa mai mică și știe că i-am spus și eu i-am rugat frumos să mai pună ceva, că nu mi se pare normal. Dar e adevărat. I-am și spus asta lui Paris. Da? Și ce a pus? A mai pus 200. Nu, e vorba de 100. Pe aia i s-a dat 2000 de dolari. Și s-a mai pus 1.000, 3.000 de dolari. Deci a fost 1.000, ia vezi, de la 1.000 până la un bonus și încă 1.000. Și acum am făcut performanță și m-am bătut pe câteva sute până când mi-am luat diurnă de la lot. Știi cât am luat eu? La când am ieșit campionul României? 300.000. Domnul Stănică, ne-am luat și noi, ne-am luat sute de mii de bani în cap și ne-am luat pe degeaba, de plăcere, dar acum fiind vorba de RXF și vezi cum ce bani să-mi plătiți alții pe acolo, normal că am avut. Dar nu, că nu trebuie să fie în coată, zic eu, nu am negat că nu ți-a puțin și nu am spus că nu se merită să fie nemulțumit. Păi nu, vreau doar să fie clar că eu n-am refuzat niciodată, de frică, doar că am fost făcut ca să refuz în așa gen, cu suma asta miserabilă care mi s-a oferit. Sunt alții care poate vrea. Eu încă o dată sunt sportivi care vor glorie și sportivi care vor bani. Da, Gloria, eu vreau și eu să intru doar mai mult pentru bani. Că Gloria trăiești toată viața, cu banii trăiești momentul. Eu ies pe stradă și sunt plin de glorie pe unde mă duc. Adevărat și asta. Da, credeți-mă. Eu vorbesc cu tăcea, Ștefan Lătescu s-a bătut pe bani foarte puțin în prima dată în glorie, după care are o bursă destul de mare, sunt sportiv vechi acolo care nu ia cât ea Ștefan Lătescu. Și dau un nume, și e locul 3 mondial la ora actuală. Și a spus, nu mai dă mult banii, fiindcă banii vor veni. Și acum, dacă au început să vină sponsorii către el, a început să vină lumea către el. Dar cum vă explicați faptul că un campion european, prezint direct pe mine, da, am luat 2500 de euro de la Federația Română de Box? Fiindcă Federația Română de Box este într-un colaps total, se ceartă foarte mult acolo și ei în cap și-au dat unii la alții. Da, este adevărat. Domnul Stănică, dar sincer, ce părere aveți? Sunt blocate și fondurile către Federația Română de Box, dacă nu știe. 75 de milioane erau, că era mic eu. Da. Și s-au blocat fondurile datorită scandalului. Domnul Stănică, spuneți-ne sincer, ce părere aveți? Eu când am vorbit cu Bebino despre meci, am vorbit că meciul o să fie pe reguli de box și eu din fair play, că mi-a acceptat reguli de box, am acceptat mânuși de MMA.
Gala este, acum gala că s-a schimbat este... data meciului și am pus și eu să pună mânuși de box, n-ar fi fost normal să-mi accepte și el tot în fair play? Îți spun ceva acum, Purice? Da, spuneți. El înainte să ia decizia să accepte cu tine pe box, trebuie măcar să începe să întreabă să trebuie promoția, fiindcă promoția este de mix martial arts. MMA. Ce e? Adică la sol mix tot. Martial arts. MMA. Voi spuneți UFC. UFC e o promoție. Stilul de luptă se numește mix martial arts. Adică MMA. Asta înseamnă traduce la MMA. Da. Adică toate sporturile se bate în acea cușcă în care fiecare cu ce știe. E liber orice, ați văzut acolo, acolo nu este cu, decât knockout și ata, nu e cu numărătoare cu alea, fiecare până cedează. Iar el a făcut niște propuneri către tine fără a întreba promoția, nu pe mine, promoția. Am înțeles. Deci n-ar fi fost frumos și de partea lui acum să, dacă s-a schimbat data meciului. Promoția nici n-ar fi vrut să audă de mânuși mari, spun acum, poate să zic el să accepte ce vrea el. Îți spun că cum gândesc acolo oamenii, când nu poate să-ți întrebați pe Marian Rusu, că l-aveți manager. Nu este managerul nostru, el este doar promotorul Galei, unde noi acolo fiecare cu cluburile lui. Promotor, în fine, promotor. E, promotorul e un om care vă pune meciul la dispoziție și cadrul în care să luptați. Eu nu sunt promotor. Păi înseamnă că Bebino a făcut cărțile el de unul singur. Dacă nu a făcut, a spus, de... el a acceptat aici la ceilalți și după aia trebuie să-i convingă pe ceilalți acolo ca să lupte în varianta asta, fiindcă s-a mai luptat Neveu și cu, cum îl cheamă, Robin Monk. Dar nu vi se părea corect să ia decizii împreună cu Purice? Să stabilească mai întâi prima oară între ei și apoi să-i propună acest meci cu mănuși? Eu iau apărarea, încă o dată zic, voi mă duceți spunând din asta că vă credeți că eu iau apărarea lui Bebinu sau cineva. Eu vă spun care e realitatea. Marius, tu te-ai făcut într-un judecător, te faci într-un judecător și mă județi pe mine și eu nu am judecat nimic la Bebinu. Nu v-am judecat pe absolut nimeni. V-am cerut o părere. E strict părerea mea, atâta tot. Eu sunt în gale de România de cel puțin 20 de ani. Sunt la toți, la Eduard Dirimia până la toți. Eduard Dirimia am început cu prima gală de box în România. Da? Și spun toți promotorii la ora actuală. De K-1 de box. Bravo, bravo, Paris. Poftim? De K-1 de box. Prima gală ca lui Eduard Dirimia a fost de box. Vezi? Nici măcar nu știți. De kick. De box. A fost complex. Hai să nici așa începe. Prima gală lui Eduard Dirimia în România a fost o gală de box care a făcut-o. A fost și de kick. Am 30 de ani de când îl cunosc pe Edi Rimia. Bine, hai să facem un pariu acum noi pe cu masă, că eu zic că prima gala lui Rimia care a făcut România a fost de box profesionist. A fost de box profesionist. Păi nu, tati, că tu ai pus pariu că nu se bate Purice. Înseamnă că tu știi că nu se bate Purice. Păi și nu se bate. Păi că nu se, dar tu știi că nu se bate Purice, nu știi ce știi ce oferă. Păi nu, pentru că știi vrăjeala care e la ăștia de la RXF. N-a fost boss că nici Paris măcar n-a vorbit cu RXF, a vorbit decât cu Fakirul, crezând că Fakirul poate să facă meciul în RXF. N-a avut nicio putere Fakir. Nu e adevărat. Fakirul, fii atent ce s-a întâmplat. Am vorbit într-o seară cu Fakirul pe WhatsApp și Fakirul mi-a propus așa: dacă îți dă ăștia 3.000, 2.000 de la RXF, te bați? Și eu am zis niciodată. Ne batem noi doi separat, fără să știe nici vântul, nici pământul. Filmați. Și el a, de atunci m-a blocat și a vorbit foarte urât. Probabil s-a simțit înjosit să spui că vă bateți voi de cine și nu mă bag, nu știu, nu pot să vă. Nu, de pe de ce să se simțe înjosit când eu am refuzat să mă bat pe 2000? De data el probabil că propune el, dar nu încă o dată zic, nu el decide. Nu ai cum să propună un om când nu-i zice nimeni nimica. Posibil, nu știu discuțiile. Nu știu discuțiile lor, nu cunosc discuțiile lor ca să mă pronunț eu personal. Păi îmi zic cum a fost discuția. Da, voi le știți mai bine între voi, îți dea seama, că nu stau să-l judecă pe Fakir. Nu, Fakir, nu e neapărat un ca sportiv, dar este un tip care face foarte mult show. Nu face nimic, nu vinde nimic. Eu îl văd pe domnul Stănică, un om foarte calculat în discuții. Și în spatele... Ia, mai zi o dată. Hai, mai bag o dată. În spatele discuțiilor... El vrea și caută decât să facă performanță nu, prin... Nu crezi conflicte, nu sunt anticonflicte, nu poate să crezi conflicte. Da. Da. Dacă pot un om care înțelege mai greu, încerc să-l fac să înțeleagă subiectul în sine și dacă aveam vreun interes, încercam să-l conving în particular. Nu l-am încercat în particular și le-am spus în live. Dacă ar fi un meci între mine și Purice, ați plătit bilet la gala asta să veniți? Eu la toate galele de România am fost prezent și noi am plătit bilet.
Deși am masă, deși la orice... Sigurice, ați plătit să vedeți acest meci? Cu siguranță. Adică dacă aș susține acest meci să țină. La fel eu cum aș plăti bine și aș fi unul din oamenii care aș vrea să văd meciul. Purice, ficatul tău te așteaptă. Marius deja deține o centură și nu este de carton, cum a zis Bebino. Pentru că a spune că este de carton și a spune că nu are valoare și este la Pupuleț câștigată și după aia să spui că eu sunt prieten și respect pe Marea Rusu, nu poți să-i zici că respecti dacă gala și centura pe care el le pune la dispoziție sportivilor să se bată are sunt de carton. Și el, Marius, să nu fie rău, tăcea mai glumit. Au glumit și da, acum spun, au fost, de asemenea, eu spui că ăsta e TikTok. Da, mai dădea injecție, mai glumea. Spun eu ție acum, uite, probabil că voi din unii dintre voi de aici ați boxat la centura de aur a României, când se boxa înainte la box. Da. Am boxat și eu. Cel mai tare turneu. Era mai tare ca naționale, corect? Da. Veneau și internaționale, veneau și europenele. Să ținea, exact, să ținea la Constanța, să ținea rapid, mergeam și eu, eram un domn care mergea. La polivalentă, la sala polivalentă. Ei, vreau să zic că nu-i normal în ziua de astăzi, dacă tot vrei să fim corecți, ca un sportiv să lupte un singur meci pentru centură. Mi se pare că trebuie să avem multe meci. Păi, dar stai atent, că eu mai am câte meciuri de profesioniști în spate câștigate. De acord cu tine, tati, de acord cu tine, dar încă o dată zic, centurile înainte, pe vremurile noastre, vorbim acum. Și campion național când ieșeai, nu, când doai medalia și luai tricoul ăla de România cu tine, erai mândru, că nu l-a dat nimeni. Ce să mai vorbim, că în ziua de astăzi ești campion național cu un singur meci. Exact. S-au schimbat vremurile, rău de tot. Centura de aur era criterii de selecție pentru jocurile olimpice înainte. Era poate un desa de calificare. Era un mini campionat european. Da. Bun, de asta spune, era mai puternic, că veneau cu banezi. El a centura Paris, da? Ești de acord să o pui contra lui Purice, Paris, să-ți pui centura? Dacă mi se oferă suma care îmi convine, da. Încă o dată zic, Paris chiar vrea să facă un meci cu Raul Balbi, care s-a bătut cu Doroftei. Fiindcă e adevărat, Balbi cu... dar nu e bani să-l aduc în țară nimeni. Exact, cu câțiva ani înainte mi-a scris și mie Raul Balbi că vrea să lupte, cu câțiva ani buni înainte. Uh-huh. El vrea să lupte și mâine. Nu are bani. E în Argentina, ca mari sportivi, campionii mondiali, cei mai buni din toată lumea, ai lumii, nu au bani. Și ce are și meci cu Doroftei. Da. Hai să zic ceva ce s-a întâmplat. I-am zis lui Balbi să-mi trimite un film și mi-a zis nu pot să-ți trimit film pentru că am telefonul spart. Și zic eu, păi schimbă-ți-l, păi de unde bani? Dita mai campionul mondial. Domnul Stănică, eu nu v-am dat afară, nu știu dacă ați ieșit și vreți să-mi dați cerere înapoi. Cea mai mare plăcere. Cred că s-a întrerupt. Nu, cred că a ieșit el.